Royal Cafe, Techno World, Yana Home Construct, Elisea Vadu Moldovei, Lacto Trio, Skinomed, Juliet, Simos, Trionec, Weiss, Alma Clinic, Auto Florin, Braseria Ina, Elbi Construct, Nico Paul, Pharma Plus, Raitar, Saniral, Truții, Vasilache Lenuța, Imperial Grill and Music, Sucuri Aroma, Florăria Vis, Profa de Mate Pavel Florentina Ticabu, Cosa Nostra, Diva Salon, Andrei Grigoraș Barbershop, Cosmaris, Gold End, Haiduku, Eye Hospital, La Oiaga, Logi School, Mobilă al Romob, Tiger SRL, Ventus, Beauty Salon, Lady Art, New Look, Autolonia, Cabinet Stomatologic Andreș Luminița, Elena Sava Makeup Artist, Farmacia Floris, Smart Life Fitness, Studio Best Academy, Amalia Curcă Makeup Artist, Botușanu SRL, Creative Service, Ingrid Makeup Artist, Alex Chip, Blue Gym, Ciprioti, Chris Alex Automălin, Gatera Gapie, Lara Clinic, Lovers, MDF Stație Betoane Praxia, Răzvan Auto, Salon Vogue, Tâmplărie PVC, Tibi Auto Service, Mary Look, Salon Class, Anotimp, Livezile Merca, Moca Trans, Cabri Tour. Vă mulțumim! Căsuța de acasă. Suntem tineri și sprijinim persoanele cu dizabilități. Comitetul de organizare al Balului Bobocilor al Colegiului Național Nicu Gane în 2022 este alături de Asociația Umanitară Căsuța de Acasă. Prin acest parteneriat ne propunem implicarea și responsabilizarea tinerilor cu privire la problemele sociale ale comunității în care trăiesc. Fiți voluntari! Donează timp pentru cei mai vulnerabili dintre noi. Vă rugăm să închideți telefoanele și să păstrați liniștea în sală. Thank you.
când eram tineri, viața era un cântec continuu, prin lanuri și flăcări. Totul era simplu, aproape magic de simplu. O vreme n-am căutat mai mult. Am continuat să ședem fără grijă în jurul focului până într-o zi. Așa e firea omului, flămând și curios. Din acea zi n-a mai fost destul. Atunci când ne-am apropiat și minunat pentru prima dată de ele. Elele, cu mișcările lor, cu magia lor ce curgea prin vene, cu licărirea fermecată din ochii lor. Dar eu și ai mei eram niște țărani ce cunoșteau doar curburile pământului. N-aveam ce căuta în lumea lor de vină. Când răsare soarele, noi coborăm și menținem focul aprins, dar nu ne putem ascunde originile și menirea. Muritorii nu-și vor pune mâinile murdare pe ceea ce e sacru în noi. Nu ne vor răscoli armonia.
Acea zi s-a tot prelungit și întins până în clipele crâncene. S-au adunat în 7 ani. 7 ani de foamete, de lipsuri, de căutări. 7 ani în care animalele au fost hămesite, lihnite, sufletele noastre sfâșiate, cârpite, lipite între ele în încercarea noastră de a ne ridica din praf. 7 ani de secetă, de pământuri, iarba inimii uscate, chinjuite. 7 ani ce au lăsat în urma lor beznă, singura urmă de apă se scurgea din ochii noștri. Eram doar schelete înrobite ce se clătinau prin lume, dar se poate termina și ceea ce pare imposibil de învins. După cum legendele ne învață, magia a străbătut întreg pământul în lung și în lat. Dar mereu a fost un fir subțire între a face rău și a face bine. Iar nimeni nu va ști vreodată care este acela pentru pacea eternă. Nimeni nu va ști cum să legăm o dragoste ce se dăinuie între toate creaturile și făpturile universului. Magia nu ne-a fost întotdeauna prietenă, dar aceleași energii care cândva aproape au distrus lumea, acum sunt pe cale să încerce să ne salveze. Până la urmă, ce îl face pe un monstru să fie monstru și ce îl face pe erou, erou? Cine poate dicta aceste diferențe? Și de ce noi ne-am ghidat orbește după ele? Credințele vechi se pot schimba, firele poveștii se pot reîmpleti. A venit ziua în care nu mai contează cine a fost menit să fie rău sau bun, de unde provine, ce a făcut și ce nu a făcut. De această dată ei se vor cunoaște, înțelege și iubi unii pe alții. Puterea va crește nemărginit în moduri pe care nimeni nu și le-a imaginat vreodată. Ele, cele mai misterioase creaturi găsite între stele, vor face pereche într-o luptă care ne va reda viața, culoarea și strălucirea lumii pe care abia dacă o mai ține minte. Dar în primul rând, bună seara, Nicu Gane! În al doilea rând, dorim să mulțumim juriului care ne este alături în această seară. Domnul profesor coordonator Iacob Marius. Doamna profesoară Pavel Daniela. Doamna profesoară Danila Irina.
doamna profesoară Lungu Laura și foștii absolvenți ai Colegiului Național Nicu Gane, Apostol Delia, Catrinar Alexandra, Ciubotaru Bianca și președintele Consiliului Elevilor și organizator, Axinia Narcis. Vom porni împreună în această călătorie misterioasă, poate chiar periculoasă, al cărui final nu-l știm încă, cu prima pereche. Smeul, întruchiparea răului și pasărea măiastră, mesagera zânelor, se vor lupta pe o sfoară subțire dintre dragoste și ură. Ei vor fi învățișarea inimilor care urlă orori, dar și a celor care pulsează în cea mai blândă armonie. Să-i primim în scenă pe Amalia Brădățanu și Rareș Gânju! Eu sunt zmeul atotputernic, înzestrat să înfrunte cei mai aprici luptători. Vino cu mine în al meu regat, în palatele fermecate de aur cu bogății fără seamăn, ce uimesc toți pământenii ce-i trec pragul. Că de nu, bine nu ai să ajungi. Ajuns prea târziu. Eu, simbol al înțelepciunii divine, ce vindecă și alină pe cei ce se află în căutarea vieții fără de sfârșit și a iubirii fără de moarte, nu m-am dovedit a fi vrednică de menirea mea pe această lume. Tu, un tată, plin de durere acum, nu ți-am putut salva fica de această monstruozitate. Sau poate mai există o fărâmă de speranță? Dar cine îndrăznește a mă tulbura în al meu ținut? Se prea poate a tu nu mă cunoaște. Însă eu de multă vreme cunosc acest fapt nefericit pe care l-ai cauzat unei familii nevinovate. N-am reușit a te opri, însă pot vedea ce în inima ta. Iar această copilă nu ți-aparține. Tu, o oarecare ființă celestă, nu ți se cuvine a-mi fura bucatele. Am fura singura făptură ce încă poate face parte din viața mea acum. Ce frumusețe unică răspândești, domniță. Al tău chip tăiat adânc de vreme și de vânt. Ai tăi ochi înzestrați cu sclipiri de aur și argint. Reușesc într-un mod fermecător a-mi oferi alinare. Simți bătăile inimii tale? Pare să că nu e totul stins. Eu simt. Lasă emoția să se manifeste. Simte energia acesteia. Lasă suferința să te forțeze. Să trăiești în prezent. Îmbrățișează sentimentele. Fiindcă mintea creează abisul, dar inima îl traversează. Pot oare zgripțorul, extraordinara pasăre a miturilor, infinită din cerurile basmelor și o mică făpture călăuzitoare a divinului, o ursitoare, să ajungă să se privească unul în ochii celuilalt, doar cu sufletul? Perechea a doua, formată din Iasmina Lupu și David Țibulcă, ne va arăta imposibilul. Să-i primim cu aplauze! A fi
să nu fi păsăroi. Mai bine a nu fi deloc. Ce soartă s-a ales de mine? Sunt blocat în această creatură. Dar cine tot vorbește acolo? Deja am uitat cum sună liniștea. Fă-ți frumos, fă-ți frumos. Al naibii de frumos. Și te-ai gândit să mă transform pe mine, un om lăudat ca fiind o ființă de nedescris, un înger coborât din cer, într-un scripsor. Ursitoare, de când te caut, am crezut că am cutreierat tot scodrul din lumea asta. Uite că a ratat această colibă, scripsore. Ce te aduce pe aici? Spune-mi, pot să-mi schimb destinul, așa-i? Dintr-un înalt bărbat, cu vorbia scuțită și cu ochii verzi, ai ajuns o adunătură de pene. Cum ai aflat? Te frumos? Frumos ai fost. Iar de deștept, tot frumos. Vorbești consitoare, iar noi știm tot. Ei bine, am auzit că ai puterea să schimbi soarta celor din jur. Și... nu te pot aștepta cu asta. Dacă eram om, nu m-ai fi refuzat. Dacă erai om, nici nu aș fi stat de vorbă cu tine. Șirul vieții se țese o singură dată, la naștere. Iar destinul te vrei să schimbi, chinuri mari vom duce. Și eu și tu, blestemele cele mai mari. Merg în sat și sperii lumea. Singurul blestem pentru mine e să rămân așa. Așa cum? Locat într-un scriptor? Cu același suflet obosit de la atâta îngheț? Cu aceeași minte strălucind? Nu te mai ascunde după deget. Nu-ți mai îngheța sufletul, sentimentele. Amândoi știm cine ești. Eu te-am creat. Spui asta deoarece ți-e frică să nu se întoarcă vreun blestem asupra ta. Eu te-am creat, idealul meu, și am așteptat. Orele, zilele, toate s-au scurs ca nisipul înclepsitră și am tot întors-o sperând ca de scântecele mele să fi mers. De ce nu-ți accepti frumusețea interioară? De ce fugi? De mine. De persoana greșită. Am așteptat ca cineva să-mi spună asta. Să mă înțeleagă. Să știu care mi-e perechea. Iar de acum încolo, destinul nostru va fi fără de blestem. Mitologia populară spune că solomonarii, stăpânii ploii și a cerurilor gri, au o carte care cuprinde toată știința și puterea lor. Cartea aceasta o învață solomonarii în școala din cetatea Babariului. Și nu fiecare iese solomonar, ci numai unul din șapte. Vântoasele ne-au încântat prin șuiere de adieri line, dar și speriat prin tornadele distrugătoare. Vor putea oare aceștia să împace bolta cerească? Să aplaudăm a treia pereche, Ana Rusu și Matei Socoleanu! Sfârșit. A venit momentul. Acum pot să-mi ațintesc toate forțele asupra heleștii vânturilor și să-i fac și pe ei să sufere. Cele mai îngrozitoare furtuni se vor îndrepta către acele vântoase. De acum încolo, totul se va schimba. Solomonarule, ce cauți pe tărâmul nostru? Ce caut pe tărâmul vostru? Ai uitat ce lucru îngrozitor n-ați făcut voi? Neamul vântoaselor? N-ați folosit doar pentru a ne fura cartea. Ai ghicit! Am avut un plan foarte bun pentru a vă păcăli și pentru a lua cartea, care ne-a schimbat toată viața. Voi vă dați seama ce ați făcut? Ați și putut să ne cereți ajutorul. Ai uitat că facem parte din lumi diferite?
Solomonarii nu ar fi acceptat niciodată asta, iar noi chiar trebuia să punem stăpânire pe acea carte. Dar de ce? Cu ce vă ajută? Care e adevărul? Adevărul este că, dacă luam cartea, puteam lua toată puterea asupra ploii. Noi eram mereu în umbra voastră. Voi ați încercat să fiți superiori deasupra tot și toate. Aveam puterile renegate din cauza voastră. Odată cu cartea, mi-ați luat și capacitatea de a transmite harul strămoșesc următorilor ucenici. Nici nu realizați câte generații ați irosit. Voi făceați mai mult rău decât bine. De aceea voi am această putere. Trebuia să ne spuneți asta. Am fi încercat să schimbăm acest lucru. Și nu s-ar mai fi ajuns la un asemenea conflict. Știu că am greșit. Dar atunci așa am considerat că este bine. Trebuia să fim mai înțelepte. Acum nu putem întoarce timpul. N-am săturat atâta ceartă. Trimite de veste în satul Solomonarilor că v-ați recuperat cartea. E timpul să îngropăm securea războiului. De acum încolo vom schimba cursul istoriei, căci cuvintele din trecut aparțin limbajului trecutului. Iar cuvintele din viitor așteaptă o altă voce. Și a ajunge la un sfârșit presupune inițial un început. Sufletele rele și rece ale morților, care ies noaptea din mormânt pentru a le pricinui nenorociri, sunt așa numiți strigoi, temători, însetați de rău și iar rău. Pe când sunt zienele, sunt zâne ale căror suflete înfloresc numai pe cărări luminoase. Poate ați crede că nimic nu i-ar putea aduce vreodată împreună, dar undeva între moarte și viață, între întuneric și slipire, sentimentele li se vor încâlci unele între aceluilalt. Să-i primim în scenă pe Selena Mărânducă și Iustin Irimia. Santera! Poate că într-adevăr, lucrurile și oamenii pe care îi pierdem chiar găsesc într-un final o cale de a se întoarce la noi. Doar că nu întotdeauna în felul în care ne așteptăm. Așa să fie oare? Ce cauți aici un Antus? Credeam că ai învățat-o pe propria piele. Strigoii nu au niciun punct comun cu sânzienele. Dar n-am fost dintotdeauna așa. Știi însă ce am fost, Santera? Am fost om, iar oamenii și sânzienele chiar au un punct comun. Iubirea. Poate că nu greșești întru totul, dar uiți un lucru. Acum nu mai ești om. Ai fost cândva, de mult, când strălucirea soarelui era cu totul alta. Înainte de a mă întâlni, atunci ai fost om. Acum însă ești un strigoi al întunericului și o știi prea bine. Uite-te la mine, Santera! Uite-te la mine! Ești o sânziană. Stăpânești arta de a vedea mai mult decât îți dezvăluie ochii. Sunt, oare, cu adevărat un strigoi? De vrei să mă faci să simt regretul? Îți spun să te oprești. L-am simțit prin fiecare por, în fiecare clipă, cu fiecare zi care trece, el devenea tot mai puternic. Iar eu, tot mai mic în fața lui. Atunci vindecă-mă, Santera, vindecă-mă de blestemul ăsta nenorocit. Dă-ți șansa de a fi fericită și salvează-ne pe amândoi. Crezi că nu mi-aș dori un Antus? Nu doar Cătălina și-a chemat muza în fiecare noapte. Dar dacă suratele mele vor afla,
Să nu-ți fie teamă, draga mea Santera. Dragoste e cea mai puternică armă, iar tu, ca protectoare a ei, ar trebui să o știi cel mai bine. Pentru că ea pe toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată. Pentru că iubirea găsește mereu o cale spre cei ce o caută. Demonul care mănâncă soarele și luna, vârcolacul, a speriat sate întregi cu urletul său nesfârșit spre cer. Așa s-a crăpat cerul și s-au născut eclipsele, pe când vâlva a avut întotdeauna puteri deosebite, dar nimeni niciodată n-a putut să îi le deslușească, să îi le controleze sau mai ales să-i stea în cale. Cândva, aceștia s-au legat unul de altul, dar și-au dat drumul la mâini poate prea repede. Lupta pentru magia trecutului va fi pusă în scenă de Francesca Merca și Justin Petrov. Viața mea nu mai are niciun sens. Acum sunt doar un biet vârcolac, ce străbate pădurile în lung și în lat și tot nu o găsesc. Kira, tu ești? Nu-mi vine să cred că te văd iar în fața ochilor. Iartă-mă, pentru tot. Nu am vrut să te fac să pleci vreodată. După tot răul pe care mi l-ai făcut, după ce ți-ai lăsat întreaga haită să mă descopere, să mă rănească, crezi că merit doar un amărât de iartă-mă? Știu, știu. Continui să greșesc. Însă cred că este prea târziu pentru astfel de scuze. Kira, te rog, rămâi. Iubirea noastră are capete infinite și poate învinge mult mai mult decât niște simple greșeli. Cum am putea să ne unim destinele când universurile noastre sunt decălcite? Surorile mele nu te vor lăsa niciodată să te apropii de mine, iar haita ta îmi va face numai și numai rău. Totul va fi în zadar. Liniștește-te. Îți promit că alături de mine vei fi mereu în siguranță. Vom găsi o cale pentru toate. Împreună. Îți amintești? Ai dreptate. Contrastul dintre deosebitele noastre lumi nu reprezintă o piedică. Vom depăși imposibilul și atunci îți voi arăta întreaga lume din care provin. Îți voi arăta toate nuanțele de roz cu gri al acestei lumi. Îți cer doar să rămâi a mea pentru totdeauna. Promit să te iubesc până când sfârșitul lumii ne va găsi împreună. Pentru că legătura noastră e trainică. Iubiri simultane, dar ființe diferite. Gândurile noastre oscilează. Însă viitorul este același. Coborât din mijlocul universului, printre muritori, iubirea fragilă i-a trecut prin fața ochilor Luceafărului, lăsându-l cu regrete și întrebări care nu pot pur și simplu să dispară printre stele. În celălalt capăt al lumii, zace întristată de la nașterea pământului, muma pădurii, suferindă pentru urățenia sa și blestemele ce se abat peste natură, peste rodul ei. Ar putea oare aceștia să învețe unul de la altul, de căzuți în tăcere, să strălucească din nou? Să-i aplaudăm pe Simina Brăneanu și Iani Simos! O viață întreagă am fost îndurerată. Oamenii fără milă mi-au răpit copiii. Oare nu știu ei că și lor? Copacilor le poartă cineva de grijă? De ce oamenii nu se gândesc înainte să facă vreun rău? Înainte să curme o viață? Și de-ar ști ei, dragii mei copii, că mama lor se jelește peste codrii.
cobor în jos, luceafăr blând, alunecând pe o rază, pătrunde în codru și în gând și viața îmi luminează. Din sfera mea a venit cu greu, ți-am auzit chemarea. O, luceafăr blând, cum mă vezi tu așa? Tu ești înger pe pământ, iar eu... Iar tu, creatură uimitoare, cu ochii verzi, verzi ca iarba proaspătă, ieșită la începutul primăverii, ai rupt bariera dintre lumi. Ai reușit să mă faci să cobor din nou în raiul pământesc. Credeam că toți au uitat de mine de când am decăzut. Uitasem ce frumos e să fii în viață, să vezi tot ce ai aici jos, să părăsești întunericul stelelor. Frumusețea ei se reflectă prin ochii care îi tremură de viață, pe când eu, strălucitor mereu, sufletul mi-a fost pustiu. Eu printre copaci mă ascund și frunzele-mi devin armură, dar viața mea apare în amurg când sunt protejată de lună. Nimeni nu m-a văzut până acum. Toți fugeau de mine. Frumusețea nu e cunoscută ori și cui, doar sufletelor ca tine. Hai să fugim în lumea noastră, unde frumusețea te va diviniza și sufletele noastre se vor transforma într-unul singur. Ei pot apuca cu mâinile de toartele cerului, uriașii, cu chip de om, dar cu o putere nemaivăzută și cu un suflet la fel de mare precum forța lor. Femeia, locuitoarea apelor, sălbatică și incredibil de frumoasă, inundă lumea în lung și în lat fără să se uite la ce lasă în urmă. Și de ce? Știma apelor e fericită doar atunci când prin mâinile ei dragostea lumii mai putezește câte puțin. Dar uriașul îi va arăta că moartea vieții nu e singura cale. În aplauzele voastre, Izabela Băleanu și Octavian Merlă. Bonjour, Mate. Știți pe unde este ieșirea din pădure? Ceasul a sosit, omul n-a venit. Poftim? Ceasul a sosit, omul n-a venit. De ce tot strigi fraza asta? Nu simți nimic? Ceva a schimbat? Orice? Ce-ar trebui să simt? Sunt un uriaș, nu observi? Da, sigur, un uriaș, da. Da, te mulțumesc, uriaș. Cum adică te mulțumești? Și de ce mă întreb dacă simt ceva diferit? Ce ești tu? Ce sunt eu? Ar fi trebuit să știi deja. Cunosc o legendă care spune că în apele acestui lac trăiește o femeie cu atâta ură în ea, încât cu niște simple sunete poate distruge armate. Se mai spune și că a existat un bărbat care a vrut să o schimbe în bine, dar a eșuat. Și cu dorința lui naivă de a salva așa creatură, a ajuns pe fundul acestui lac și încă zace acolo. Iubire,
Iubire, iubire adevărată. La câtă suferință am provocat, nu cred că merită așa iubire. Eu știu că tu nu ești așa, tu meriți până și luna de pe cer. Nu înțeleg cum poate fugi cineva de tine. Îți jur că nici încătușat nu o să plec de aici și o să stau alături de tine până la capătul lumii. De ce spui asta? Nimeni n-a mai spus așa ceva despre mine până acum. Îți voi oferi o șansă, ultima pe care o voi mai oferi în viața asta, dar doar dacă ești dispusă să se sune. De acum și pentru totdeauna. Cu toții ne întrebăm cum arătau jocurile copilăriei acum 100 de ani. Grupul folcloric Gura Izvorului de la Școala Gimnazială Vatra Moldoviței poartă cu ei copilăria de altădată în toată România și în afara granițelor. Cum obțin premii și distincții, dar mai ales aplauze sincere, deoarece readuc copilăria trecută în amintirea fiecărui spectator. Vă invită să vă jucați alături de ei pentru că au făcut cale lungă la ceas de seară să ajungă până la noi. Mamă, am închis cârlani în jur, am umplut cofa cu apă și am strâns toate ouăle din cuibar. E bună și mai las-mă o țâră piprun, că s-o droaie de baie și de copchile. Bine, copchile, dar să nu stai mult. Fug, iute, că și Vasilică lui Bridoiaș și Petra lui Urdă. Vezi, poate te aude tasul că-i zici Bridoiaș. Dar ce să fac dacă aș ele zici la tăt neamul lor? S-aru mâna, mamă! Mers, sănătoasă! Noroc și bani! Și o căruță de țigani! Noroc și minte! Și o căruță de placinte! Dar ce vă jucați? Ne gândeam să ne jucăm un joc! Care joc? Fărburile! Care? Fărburile! Dar ăsta când se joacă? Când moare cineva la privechi! Dar aici n-a murit nimeni! Iga, că a murit! Cucuricu, gagu, a murit moșneagu! Pios când urlată, cu gura cascată! Pios când ură în șură, cu galuș în gură! Hai să-l înghiem! Înghiem! Bine, eu sunt mama, eu număr! Ciocârlanu dobitoc, o pleca la iar maroc, să-și cumpiri un cojoc, el cojoc nu și-o găsit, și de ciudă o muri. N-a tafleața ciocârlii, nici cojoc, nici falarii, o muri de fudulii, tu ești îngerul, tu nume. Țâca, 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 mă batu mamica, pentru mâncarica, ce-o mânca purcica. Și m-am dus la școală cu burtica goală și-am venit acasă cu burtica grasă. Tu ești dracu, tu nume. Copchi, copchi, veniți la mama să vă zic forburile. Tu ești roșu, tu ești galben, tu ești verde, tu ești lila, tu ești ghivizău și tu ești căcanii unduni. Ha, 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 ha! Cinghilinghi, bomba, lombo! Cine acolo? Îngerul! Și ce vrei? O farbă! Ce farbă? Alb și frumos, precum miraiu! Copchi, avem alb și frumos, precum miraiu? Tinglingi bambolambo! Cine acolo?
Dracu. Și ce vrei? O farbă. Ce farbă? Negru cu pricomi fundul iadului. Copii, avem negru ca fundul iadului? Voi, pentru că ați fost cuminți la înger, și voi, pentru că ați fost răi, la dracu cu voi. Ascultați aici la mine. Unde-i trage eu cu chiciorul, aici-i hotarul. Și când o-i zice eu, hăi, rup, voi să vă trageți. Ați înțeles? Da! Eu nu cred că ați înțeles. Da! Pentru prima oară. Hai, un suflet prăpădit și pentru a doua oară. Hai, încă un suflet prăpădit și pentru ultima oară țineți-vă bine de pântici și să nu dați drumul. Hai, îmi pare rău, dar o câștiga dracu. Mi-a chicat un dinte! N-ați cear un dinte gros și-mi dă altul mai frumos! N-ați un dinte de laptiuc și-mi dă altul de bursuc! N-ați un dinte gauros și-mi dă altul mai frumos! Iga cocostârcu! Cocostârc! Cocostârc! N-ai văzut pe mama târc! Am văzut-o la Dugheni, cumpăra niște izmeni. Cocostârc, cocostârc, n-ai văzut pe tata-n târc. L-am văzut la Podul Roș, mâncat zamă de cucoș. Haide să ne jucăm alt joc. Care joc? De-ascunsul. Cine numără? Eu număr. La popa la poartă este o broască moartă. Cine arâde șagrai, drept în gură i-o sari, tu-ți-i ochii. Hai să o blastamăm ca să nu pândească. Cruciuliță de argint, crepi ochii-n 25. Dacă tu îi pândi, vai de capul tău, ahi. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Cine nu-i gata, îl iau cu lopata. Pupă pentru mine! Ai spart oalili și ai mâncat sarmalili. Ai spart oalili și ai mâncat sarmalili. Paci, paci, între două dobitoci. Dobitocul cel mai mic are peri pe buric. Dobitocul cel mai mare are peri între chicioare. Împăcare, împăcare, fără nicio supărare. Dacă ne vom supăra, om la traista și-om pleca. Împăcați-vă, dați mâna, să nu vă mai sfădiți niciodată. Ce suhi? Cucu, cucu, s-a auzit cucu. Cine știe când se duce cucu de la noi? Toamna! Ba, nu toamna! Cucu se duce de la noi de sânzâieni. Noi toți copiii împletim câte o coroniță și o punem ori pe poartă, ori pe șură. Cucu vine și ne pune câte ceva. Ție ce ți-a dus, Cucu? Ți-a pus ceva pe coroniță? Da, ce să-mi aducă? Păr de cal, lână, penii și vreo doi banuți. Asta înseamnă ca să hiu tari bogate. Hai amus să zvârlim coronițele pistișură, acui o zbura mai departe, aceala se va însura primul. Deci stăți odată cu mine. Unu, doi, trei! A mea, a mea, a mea, a mea!
Vasulene! Vasulene! Mă duc mai aproape! Că doar cochila asta n-are nicio grijă când să vin acasă! Vasulene! Ce este, mamă? Treci acasă, covinitatul de la Butuci, e gata mama Liga și trebuie să ne culcăm. Da, mai lasă, moțel. Treci acasă, că dacă pun mâna pe o șoarte, ahiva și amar de schinarea ta. Liga mică, e bună și mai lasă, moțel. Bine, dar până la sfințitul soarelui, că dacă nu, stâng lampa, trag zavorul și-ai dormi afară în coteț cu găinile, cu tot cu jocul tău. Mulțumim frumos! Mergi sănătos! Of, jocul ăsta, nu v-ați mai sătura niciodată de dânsul. Uiuchicior din rac, șepti feti pe-un colac, și colacul din mohor, șepti feti pe-un topor. Și toporul-i de oțel, șepti feti pe-un ghițel. Și ghițelul-i fără sprin, șepti feti pe-o găină. Și găina-i fără pui, șepti feti pe-un gutui. Una nouă a avut noroc, șochii ca cu nasul foc. Și mâinii s-o putem lua iar de la capăt. Oameni buni, mulți o râs din noi când ne-au văzut așa copchinci, dar așa se jucau moșii noștri de când e lumea. Încă o da bunul Dumnezeu și prundurile noastre îs pline de baie și de copchilii. Vă poftesc, pitați la mine acasă, să mâncăm o mamaligă taietă cu ața și să bem o ulcică de lapte proaspăt, mulți din moșul meu de pe Nihaiasa. Dar până una alta, să ținem seamă de ce o zis creangă. Dacă-i cal, să tragă! Dacă-i popă, să citească! Și dacă-i copchil, apoi musai să se joace! Frumos să hii copchil în Vatra Moldoviței! Bună seara, fălticeni! Vă mulțumesc pentru aplauze, pentru zâmbete și pentru lacrimi în colțul ochilor. Cu siguranță, cei care mai aveți câte un fir alb la tâmplă, v-ați întors pe ulița copilăriei dumneavoastră, când vă erau părinții tineri și sănătoși. Aceasta este copilăria cea adevărată. Și într-o zi, când am primit un telefon că vă invităm la balul bobocilor, m-am gândit eu așa, ce să caute niște copii la balul bobocilor? Iacă au ce să caute, pentru că balul bobocilor reprezintă granița dintre copilărie
și adolescență. Așa că, bravo vouă copii, nu știu cât de frumos v-ați jucat, că mi-a crăpat inima în spate acolo, în pantalon, că așa se cheamă. Eu cred că ei v-au impresionat. Vă dorim petrecere frumoasă în continuare și Doamne ajută ca bobocii să fie niște adolescenți fericiți. Toate bune, vă iubim, Fălticeni! Știți să faceți o reverență? Aceasta este a nu știu câta generație. De vreo 27 de ani ne ocupăm de această treabă. Am ajuns învățătoare în satul Ciumârna, locul de naștere al artistei Angelica Flutur. Colindăm țara, ieșim și în afara granițelor și iată că în seara aceasta la balul bobocilor. Vă salutăm respectuos. Să ne retragem copii, așa. La revedere, vă mulțumim. Gata copii. Aceste fabuloase creaturi v-au destănuit poveștile lor, iar acum e momentul ca aceștia să învețe să-și spună ce au în suflet și în minte, fără cuvinte. Dansul a fost de la începutul timpurilor o conexiune a mișcărilor, uneori un dialog sau o întreagă ceartă a unduirilor. Aceștia vă vor arăta cum reușesc să-și unească energiile prin pași, emoție, priviri și atingeri. Ceea ce face dansul să fie atât de special este tocmai încântarea de a trăi clipa, refugiul din realitatea plină de constrângeri și pași calculați. Amalia Brădățanu și Rareș Gânju ne vor hipnotiza cu un dans cu sfori. Un stil de dans exploziv, imposibil de uitat, care menține sufletul tânăr indiferent de vârstă, lăsând bucuria să atingă cerul. Yasmina Lupu și David Țibulcă ne vor arăta ce înseamnă rock and roll. Să-i primim cu aplauze! Holy smoke, land sakes alive, I never thought this could happen to me. Yeah, yeah, I got stung by a sweet honey bee. Oh, what a feeling to hum over me. You ain't nothing but a hound dog, girl, to cry all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time.
Salsa a rămas în mințile oamenilor pentru libertatea sa și ritmurile proprii, aducând în farmecul latin și radiațiile luminoase ale acestuia. Un dans ca niciun altul, pus în scenă de Ana Rusu și Matei Socoleanu. Primiți-i cu aplauze! Dansul pasional, plin de culori, în care cei doi se lasă duși unul de mișcările celuilalt. Ritmurile argentiniene de tango vor fi aduse pe scena noastră de Selena Mărânduca și Irimia Justin. Thank you.
un dans care o să ne poarte prin suburbii, pe vremea în care pașii începeau să prindă forme nemai văzute, lăsând loc nebunii. Street dance prezentat de Francesca Mercaș și Justin Petrov. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Yep, 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 yep. Boom, boom, boom. Gotta get that. 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 Boom, boom, boom. That boom, boom, boom. That boom, boom, boom. Boom, boom. Yo, I got that hit to beat the block. You can get that bass on below. I got that rock and roll. That future flow. That digital spit. Next level visual. I got that. When I step inside the room, them girls go ape, ape, y'all suck on shit. Dansul contemporan a revoluționat lumea în favoarea unor noi expresii corporale și interacțiuni între parteneri. Simina Brăneanu și Iani Simos ne vor molipsi cu energia lor. Să-i primim cu aplauze! Roata sau Hora? Ei bine, echipa formată din Izabela Văleanu și Octavian Merlă vor deschide această călătorie reinventând dansul tradițional popular, făcându-i loc din nou în inimile voastre. Să-i primiți cu aplauze! Come on.
muzica a fost dintotdeauna limbajul spiritului, deschizând calea către secretul vieții. Giulia Păvăloaia ne va demonstra în următoarele clipe cum notele muzicale au devenit pansamentul sufletului ei. Bună seara! O să mai vorbesc eu puțin până să termin aici cu montatul. Sunt Giulia și clar că sunt clasa 12 pentru că am prezentat balul până acum. Sper că sunteți foarte bucuroși că sunteți la balul acesta. O să cânt Jealous de la Labyrinth, dacă vreți să știți numele melodiei pe care urma să o cânt. Și atât. Aștept să termine și voi cânta. Than my hands have been. Oh, I'm jealous of the rain. I'm jealous of the wind that ripples through your clothes. It's closer than shadow. Oh, I'm jealous of the wind, 'cause I wished you the best of breaking.
Foarte bun. Până acum ați fost prinși în vraja personajelor mitice, prin magia teatrului și tainele dansului. A venit momentul în care aceștia vor rămâne singuri, arătându-vă acea parte din ei care îi scot din mulțime, le redă unicitatea și pasiunea de care sinele lor este cel mai apropiat. E cool să te dai cine nu ești uneori, dar de cele mai multe ori, la final, tot tu vei pica prost. Matei Socoleanu, de la perechea numărul 3, o va duce mult și bine cu minciunea până când să-l primim cu aplauze! Ce cauți dumneata aici? Dumneavoastră sunteți domnul doctor? Aș vrea eu. Eu sunt asistentul. Ia zi, ce dorești? Pe nevastă mea. Ce, o cauți pe aici? Da, a intrat la domnul doctor și n-a mai coborât. O aștept jos din ceas. Și ce mă privește pe mine? Eu am fost și mi-am luat ceva de mâncare. Habar n-am cine a intrat la domnul doctor. Probabil că e înăuntru, la domnul doctor, și o rezolvă domnul doctor. Și nu vrei să vezi dacă mai e înăuntru? Cum? În timp ce vorbește cu ea, ai nebunit? Măcar uită-te pe gaură a cheii. Absolut interzis, fără niciun fel de discuție. Am zis... Nu are rost să insistați, pentru că așa ceva este absolut imposibil. Și acum e tot imposibil? Nu, acum nu. Ia vezi, e înăuntru? Cine? Nevastă-mea. A, da, nevastă. Puțină răbdare. E înăuntru. Și doctorul? Și el înăuntru. Și ce fac? A pus-o pe birou. Pe cine? Mapa cu dosarul. Acum
umblă la... la Bibi. La Bibi? Nu, nu la Bibi, la Bibi... Bilet. Bibi... Bidon. Bibi... Bicicletă. Nu, 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 la Bibi... La Bibelou. La Bili, Bibili, Bili, Bili, la Biblioraft. La Biblioraft. Uite, nu vrea să se deschidă. Cine? Biblioraftul. S-a deschis. Cine? Biblioraftul. Mamă, ce fizic! Cine, domnule? Biblioraftul. Și acum ce fac? Acum, soția dumitale îi prezintă Cucu. Cucu? Nu, nu Cucu. Cucu... Cucuiu. Cucu... Cucuveaua. Da, îi prezintă Cucuveaua. Îi prezintă curriculum vitae. Bine, domnule, dar de ce are nevoie de el? Păi, dacă altfel nu poate, nu? Ce mai fac? A capsat-o. Pe cine? Pe chelere. Înseamnă că e gata. Da, e aproape gata. Uite, a pus-o, ștampila, gata. Ia okay. Dă-te, domnule, la o parte. E aproape gata. Vreau să mă convin cu ochii mei. Ți-am zis, e aproape gata. Bine, domnule, dar asta nu e nevastă mea. Nu? Nu! Ce tâmpit! Stau de vorbă cu toți imbecilii. Fiți-ai Cucuveaua, dracu să-ți fie. Cum? Cum adică, domnule, nu e nevasta dumitale? Atunci, dacă nu e nevasta ta, cui nevasta... A! E nevastă mea. Of, doamne, e nevastă mea! Feminitatea, grația și frumusețea pot fi exprimate în multe feluri, iar dansul este unul dintre ele. Francesca Mercaș, de la perechea numărul 5, ne va hipnotiza cu momentul ei. Să o aplaudăm! Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. Well, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. Well, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. A dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? And butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day's done. Oh, that's what I mean. And this old world, well, it's a new world, and it's a bold world.
Unele melodii rock nu se vor șterge niciodată din memoria noastră, deoarece întotdeauna vor fi oameni care să ne aducă aminte de aceste acorduri legendare și nemai întâlnite. David Țibulcă, de la perechea numărul 2, a pregătit un astfel de moment. Să-l întâmpinăm cu aplauze! Viața e o adunătură de întrebări.
de fugi, de sentimente încălcite și descălcite. Selena Mărânducă, de la perechea numărul 4, își va citi direct din suflet în această seară, bucurându-ne cu o creație proprie. Vraja poeziei va rămâne alături de ea pe scenă. Să o aplaudăm! De inimi și toate pulsează iubirea prin vene. Suntem oameni, suntem puternici prin fragilitate, suntem Atlantic în miez de noapte. Ne e frică de a fi, ne e frică de a iubi. Să simțim, poate, mai mult, ne ferim, căci n-avem scut. Suntem vulnerabili și doar un om e de ajuns ca să cădem de jos în sus. O știm cu toții, nu-i ușor, dar prin iubire umpli un gol. Nu suntem zei, n-avem superputeri, n-avem unul pe altul și suntem atât de altfel. O apă și un pământ, identici prin unicitate, cu toți același gând, să ajungem departe. Căutăm fericirea ca pe o piatră rară, dar uităm că e aici mai mult ca niciodată. Când umerii noștri se zguduie aplâns, când parcă, pe mut, încet ne stingem. Când doare și cu toții desculți, călcăm adânc peste cioburi de vise. Când o palmă nu mai întindem în semn de salut, ci capion pleacă, n-am timp să te ascult. Când frica de-a greși atât de mare, când nu mai trăim clipa, se pierde în uitare. Nu suntem doar piele, nu suntem doar os, e ceva mai mult, ceva valoros. Desgroapă din tine, plantează mai bine, întreabă din zilnic dacă ești sincer cu tine. Ai un vis de celălalt mut, are nevoie de un curaj mai acut, că timpul nu rămâne nicio clipă pe loc. Te trezești într-o zi că ai pierdut tot, ne e frică de moarte, dar parcă mai mult de a trăi. A simți, a iubi, a zâmbi și a fi. Suntem cu toți într-o cutie și ne-am închis singuri în ea. E nevoie de doi pentru a ieși, a vedea. Lasă-mă să trec cu tine prin umbre și lasă-te să treci cu mine prin ploi. Căci până la urmă, pe Valea Îngustă, nu suntem singuri, ci suntem amândoi. Ne strigă infinitul, căci prea puțin am stat, urlă la noi timpul, căci firul-i terminat. Ne ajung din spate convoaie de momente, ne trag de haine și de sufletul noi an de regrete. E în regulă să nu găsești rezolvare la tot, e ok dacă plângi, dacă simți că nu poți. Că timpul-i mut, tace și trece, ne trezim prematuri, îmbătrâniți și cu sufletul rece. Suntem iubire, pentru că din iubire am fost creați. E în fiecare dintre noi, ce păcat că am uitat. Dezleagă-mă pe mine și vei fi tu dezlegat. Suntem un întreg, trăim unul prin celălalt. Suntem oameni, orgolioși, autentici, maestuoși, exploziv, neliniștiți, dar inimoși. Suntem ce nimeni n-a mai fost vreodată. Noi suntem oameni, imperfecțiunea întruchipată. Făpturile magice vor vrea întotdeauna să-și arate talentul, fără să le pese de regulile absurde ale societății oamenilor. Cu toate astea, acest lucru poate avea și consecințe. Rareș Gânju, de la perechea numărul 1, ne va arăta de ce este în stare pentru chitara sa. Să-l aplaudăm! Ultima încercare. Acum sunt mai pustiu ca totdeauna, de când mă simt o mai bogat de tine. Și-mi stau pe tâmple soarele și luna. Acum e cel mai rău și cel mai bine. Și uite, n-are cine să ne ajute. Abia-și mai ține lumea ale sale și într-un perete al de muze mute. Nebunii negri caută o cale. Și te iubesc cu milă și cu groază,
tot ce e al tău mi se cuvine mie ca une... Cine mă deranjează când în sfârșit îmi iese piesa? Intră, e deschis. Iar ați venit să mă furați de bani? Nu, domnule, am venit deoarece am primit o reclamație pe numele dumneavoastră. Iar se plânge chiriașul că n-am plătit apa și curentul și gazul și... Cum adică, domnule? Mă rog, bănuiesc că am venit aici deoarece dumneavoastră perturbați liniștea publică la ora 2 dimineața. Cum vă permiteți așa ceva, domnule Gigel Blegu? Domnul cu uniformă. Gigel Blegu Junior mă numesc. Ăla-i tata. N-ai auzit de el? Nu am auzit de el, dar oricum bănuiesc că e cineva irelevant din moment ce dumneavoastră nu vă plătiți chiria, gazul, electricitatea. Gata, mergem la secție și domnul Gigel Blegu, da? Nu pot veni nicăieri. Mâine dimineață la 7:30 am tren către fundul Moldovei. Am spectacol. De asta repetam mai devreme. N-ați auzit de spectacol? Nu am auzit. Oricum nu mă interesează. Hai. Se vede că ești curcan. Ce ai zis, mă? Apropo, știi care e asemănarea dintr-un tren și un polițist? Nu le-am cu glumele, nu. Ambele au două clase. Hai. Dar diferența știți care este? Tot nu le-am cu glumele, nu. Trenul are și clasa a întâi și clasa a doua. Dar polițistul are de două ori pe a întâia. Hai, gata, nu, nu pot veni nicăieri. Dați-mi drum, nu pot veni nicăieri. Bă! Cred că ați putut simți deja cât de mult îi place să danseze, dar în cazul în care nu v-ați convins, Ana Rusu, de la perechea numărul 3, ne va mai încânta încă o dată cu un moment de dans contemporan. Să o primim cu aplauze! Băieții care cântă vor avea întotdeauna un strop de culoare în ochii tuturor. Octavian Merlă, de la perechea numărul 7, ne va surprinde și emoționa cu siguranță,
cu momentul său în care notele de pian îl vor acompania. Să-l aplaudăm! Cândva mi-ai trecut prin vis și mi-ai furat firul cel mai sensibil pe care l-ai tors pe fus de dor. Acum ți-am ajuns din urmă la echinoxiul de toamnă, atât cât să ajung să-ți fur, voalul cel fiind deportativ, țesut din al meu suflet, înrourat cu note divine ca iarba dimineții. Sunt în clocot la foc mic, căci încă n-am scris versurile perfecte pentru melodia chipului tău și lumina vieții mele. Anii de liceu vor veni cu momente pe care nu le vei uita niciodată, dar și cu drame de care vei râde toată viața după ce o să reușești să ieși din ele. Amalia Brădățanu, de la perechea numărul 1, ne va arăta prin povestea unui dans care este magia adolescenței. Să o întâmpinăm cu aplauze! Oh,
Oamenii sunt tare ciudați, iar de multe ori, doar un hoho de râs poate duce la mari neînțelegeri și încurcături. Iustin Petrov, de la perechea numărul 5, va surprinde aceste momente hilare printr-o scenetă de teatru. Să-l primim cu aplauze! Am fost la fratele meu care lucrează la magazin și am auzit una bună de tot. Au angajat, în vreo două săptămâni, un vânzător, un oltean pe care îl cheamă Guriță Damatale. Pe etajul lui, șefului de raion îi zicea Abdulie, un băiat bun, dar cam limitat. Ca să se pună bine cu șeful, vine Guriță la Dulie cu o teamenceană de vin. Și stai să vezi, și zice, trăiască șeful, uite aduse-i și eu, dalea, dalea. Și omul zice, mersi drăguță, dar cum îți zice? Mie, Guriță, 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 dar care ți-e numele? Dama tale, ăla, rămâne trăsnit. Mie îmi zice, Dulie, dama tale, Guriță, dama tale, Dulie. Ți-am zis, îmi zice Dulie, dama tale, Guriță, dama tale, n-ai înțeles? Goldan îl chema Guriță Damatale. Am înțeles. Și ce-i de râs în chestia asta? Stai așa, poate n-am spus eu cum trebuie. Fii atent, bă. La un magazin au angajat un vânzător, un oltean. Un oltean, bă, de la tine, de acolo, de la Caracal. Unde v-ați răsturnat? Șef de raion era unul Dulie. Unul mai limitat. Ce zic eu limitat? Tâmpit, bă. Tâmpit rău. Și vine Guriță la Dulie cu o damiceană de vin. Și Dulie nu știa cum îl cheamă. Cum te cheamă, bă? Guriță. Guriță, Guriță. Da? Care ți-e numele? Dama tale. Dulie. Dama tale. Guriță. Dama tale. Dulie. Bă, așa-i zicea lui, dama tale. Bă, tu înțelegi? Ție cum îți zice? Mișu. Bravo. Tu ești Mișu, iar eu dama tale. Pricep? Nu. Băi, tu unde acolo unde lucrezi? Tu ai șef? Am. Vezi, vine șeful la tine și te întreabă. Cum îți zice tinere? Ce îi zici? Mișu. Nu, bă, tu ești Guriță. Și mai cum? Așa, vezi că ai prins-o. Dama tale. Păi cine întreabă? Șeful. Nu zisei? Șeful întreabă pe oltean. Care oltean? Băi, fii atent. Avem un oltean. Un oltean care vine la Dulie și îl întreabă. Băi, Dulie, fii atent, bă. Era un oltean și era angajat la unul pe care îl cheamă Raion. Pe Raion, unul Dulie. Și vine Guriță cu vinul la olteanul ca să... Fii atent. Avem un oltean, deci era un oltean, odată. Și-l avem pe Dulie, a doua oară. Nu pe Dulie, că era Dulia. Auzi? Hai de la început. Bă, încă o dată. Avem un oltean. Și vine șeful la tâmpitul. Șeful era tâmpitul. Olteanu. Dar tu da. Și? Și ce? Și de ce râzi? Mă gândeam și eu, bă. Rău să fii prost. Mie îmi spui? Muzica e o parte esențială din viețile tuturor, dar cât de mulți sunt aceia care pot crea prin propria lor voce. Iasmina Lupu, de la perechea numărul 2, va reuși prin versurile pe care le cântă să ne desprindă de realitate pentru câteva minute. Să o aplaudăm! Muzica.
noapte să dormim. Avea lovinos, keeping me from harm. Put your head in my head and we'll stay. Câteodată, dragostea și mâncarea merg mână în mână. Ce te faci atunci când acestea te duc în cea mai mare încurcătură, scoțând adevărul la iveală? Ianis Simos, de la perechea numărul 6, vă va uimi cu partea lui sensibilă, dar nu numai. Să-l aplaudăm! Ba, avem pizza cu de toate! Avem Coca-Cola Light! Coca-Cola normal! Veniți! Prețuri ieftine! Bună ziua! Bună ziua. Doi kebab vreau, că am auzit că-s buni. Singur arungăminte, rapid, cum așteaptă iubita. Da, da, acum apuc, da, fetele astea, după ce aștepți două ore după ele, mai vor și kebab. Na, cu ce să fie? Cu ce vrei, nu contează, atât. Singur arungăminte, fără maioneză, că-s alergic și... Sigur, acum apuc, două secunde. Paco, nebun. Scuzați-mă, scuzați-mă. Iert. Și cu ce ocazie așa la 4-ace? Ei, astăzi o zi importantă pentru mine, deoarece împlinesc un an de relație cu iubita mea. Și la așa ocazie, de ce nu o duci tu la un restaurant de fițe? Ceva mai elegant? Alea, știi tu. Ea nu e cu restaurantele de fițe, ea preferă fast food. Știi care e problema la ea? Fii atent! Preferă pizza cu ananas. Păi, când mă gândesc la pizza cu ananas... Știu, zici și tu ce gusturi are. Nu știu ce-i cu fetele astea. A mea, la fel preferă. Parcă-i nebună. Știu, n-ai ce să le spui. Știi cum e. Eu, oricum, o iubesc așa cum e. Na, dacă zic ceva... A mea încă se uită la desene, bă, tu. Doamne, are 5 ani. Fii atent la mine. Eu, în weekend, maraton de Barbie. Doamne. Acum, știi ce mi se pare ciudat? Mă uit, suport, asta e. Mai rar, pentru că îmi spune că se duce la ei. O cred, dar puțin mi se pare ciudat, să știi. Na, nu știu. Și pe-a mi-a apucat-o să se uite la... Dar ce a apucat să se uite? Îmi pui maioneză. Ți-am zis că s-a alergic. Scuze, dar mă gândeam și eu la... La ce te gândeai? La maioneză? La dragoste. Dragoste. Înainte să cunosc această fată, viața mea n-avea niciun sens, niciun drum, nicio cale. Doar kebabul mă mai făcea fericit. Până ce a apărut ea, am zărit-o din depărtare. Avea părul șaten și ochii căprui ca la pui. Avea o roche neagră, ci scotea în evidență buzele alea roșii. Iar pielea ei era fină ca un blat de pizza. Fiind emoționat, am întrebat, de ce nu a trecut roșia strada? Iar ea, zâmbind, mi-a răspuns, ești ok? Adevărul e... Cam fascinat-o, dar nu a vrut să-mi recunoască nici până ziua de azi. Inabordabilă. Mi-a plăcut asta.
văzând că lucrurile merg bine, am spus... Kebabul meu tot bine merge, nu? Îl faci? Scuze, dar mă la puțin valul. Scuze. Te cred. Mă așteaptă iubita, știi cum e. Te înțeleg. Oricum, nervos că nu îl faci, dar parcă ai descris-o pe iubita mea, să știi că e cam ciudat. Nu știu. Na, oricum. Aveți aici kebabul cu cărniță pentru domnul cu fundiță. Și stați, că avem o surpriză. Te ajut? Nu. Foarte bine. Și o cola la pachet, ca să iasă berechet. Mulțumesc mult! La revedere, o zi frumoasă! La revedere! Surpriză, dragule! Știam că o să te găsesc aici! Vai, iubita! Mereu mă surprins că nu mă aștept! Poveștile nu se spun doar prin viu grai sau prin scris. Arta poate prinde forme la care nu ne-am fi gândit niciodată. Izabela Băleanu, de la perechea numărul 7, ne va învălui în sentimente și trăiri, de data aceasta prin dans. Să o întâmpinăm cu aplauze! I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your hand but it's cold. You pull away again and I wonder what's on your mind. And then you say to me you made a dumb mistake. You start to tremble and your voice begins to break. You say the cigarettes on the counter weren't your friends, they were my mates. And I feel the color draining from my face. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be alright. So I still look back at all the messages you'd sent. And I know it wasn't right, but it was fucking with my head. And everything deleted like the past year was gone. And when I touched your face, I could tell you're moving on. But it's not the fact that you kissed him yesterday. It's the feeling of betrayal that I just can't seem to shake. And everything I know tells me that I should walk away. But I just wanna stay. Listening to the ocean, I saw a face in the sand. But when I picked it up, then it vanished away from my hands. Love. I had a dream I was 7, climbing my way in a tree. I saw a piece of heaven waiting in patience for. And I was running far away. Would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. I was dancing in the rain. I felt alive and I can't complain. But no, take me home. Take me home where I belong. I can't take it anymore. Fiecare dintre noi este înzestrat cu ceva special, dar numai dacă experimentăm vom descoperi ce ne poate scoate din mulțime. Justin Irimia, de la perechea numărul 4, se remarcă prin beatbox, iar acum ne va demonstra ce poate să facă. Primiți-l cu aplauze! Ha ha ha.
Ce e mai frumos pe lumea asta decât puterea imaginației și spiritul creativității? Atunci când mai multe tipuri de artă se întâlnesc, tot ce ne rămâne de făcut este să lăsăm sufletul să treacă prin noi senzații. Simina Brăneanu, de la perechea numărul 6, își va deschide aripile ținând pensula între degete. Să o primim cu aplauze! O croazieră în Filipine adună doi prieteni vechi care au probleme cu omonimele și pronumele personale, comunicarea fiindu-le imposibilă. Carla Oșlobanu, Maria Todirică și Delia Tanasă vor da viață piesei Mine Marine.
ultimele știri străine. 3 vapoare clandestine au fost lovite de mine. Unde e asta, domn Marine? Aproape de Caroline. Dă-mi, te rog, o bere. Vine! Salutare, mă, Marine. Salutare, măi, Costine. Ce mai faci? Mulțumesc, bine. Dă și mie o bere. Vine! Ce mai noutăți, Marine? Păi, le așteptam de la tine, că tu vii din țări străine. M-am distrat destul de bine. Și nu mai lua și pe mine. Bă, chiar m-am gândit la tine. Dar ce să spun, pe Marine, dacă n-ai nici dar nu-i bine? Că ce s-a întâmplat cu mine, toată viața aminte-i ține. Povestește, măi, Costine. Păi pe vapor, mă, Marine, când treceam prin Filipine, vaporul începe să se încline, lumea începe să se închine și deodată, mă, Marine... Știu, te-ai lovit de mine. Păi ce, erai pe vapor cu mine ca să mă lovesc de tine? Păi am spus eu că de mine? Nu de mine, ci de mine. Ia stai, bă, puțin, Marine, crezi că m-am lovit de tine? Păi am spus eu că de mine? Spun că te-ai lovit de mine, nu spun că de eu. Dar niciodată, bă, Marine, cum să mă lovesc de tine dacă nu erai cu mine? Bă, cum să-ți explic mai bine? Tu nu te-ai lovit de mine, dă-mă încolo tu pe mine. Te-ai lovit de mine, mine, nu de mine, ci de mine. Să n-am parte eu de mine dacă m-am lovit de tine. Bă, dacă nu vine să dau cu ceva de tine, ia-te după mine. Mine. Hai zi, bă. Mine, Marine. Păi eu asta știu foarte bine, că ție zice Marine. Dar de ce tu zici de mine cum că m-am lovit de tine? Bă, uită-te la mine. Cine-s eu? Tu, Marine. Bravo! Vă să zic că nu sunt mine. Cum adică nu ești tu, Marine? Bă, cum să-ți explic mai bine? Mama m-a făcut pe mine. Inginerii fac pe mine. Da. Nu înțeleg, cum fac pe tine? Nu pe mine, bă! Pe mine! Stai puțin. Hai, dă-mi mine. Dar ce mi-ai făcut, Marine, ca să dau acum în tine? Bă, cum zic? Hai, dă-mi mine. Uite, dau. Acum e bine? Mai dă o dată, Costine. Hai, da, na. Mai vrei, Marine? Dă, Costine. Na, Marine. Va să zic că ai dat în mine. Păi n-ai spus tu asta, Marine? Ai simțit ceva prin tine atunci când ai dat în mine? N-am simțit nimic. E bine. Dar când tu ai dat în mine, dacă eu aș fi fost mine, explodam fără rușine. Și era rău și de tine, și era rău și de mine. Că nebunesc, Marine. Dă și tu acum mine. Ei, eu nu pot să dau în tine, pentru că tu nu ești mine. Păi atunci, ce-i cu tine? Ce să fie? Eu sunt mine. Nici eu nu pot să fiu mine. Păi atunci, ce-i cu mine? Ce să fie? Tu ești tine. Nici tu nu poți să fii mine. Ce ne facem, bă, Marine? Hai să bem, frate Costine. Încă 2 halbe! Vine! Hai noroc, dragă Marine! La mulți ani, frate Costine! Asta e berea de la mine. Iar încep, să știi, nu-i bine. Încă 2 blonde! Vine! Așteptăm boboceii pe scenă. Dragi boboci, am ajuns în momentul în care toată munca pe care ați depus-o urmează să vă răsplătim prin câteva daruri. În această lună ați fost bobocii noștri și ca atare am ajuns la momentul în care trebuie să vă tăiem moțul. Eu la băieți, iar colegul meu la fete.
o să vă rog să alegeți din tavă câte un bilețel pe echipe. Citiți și după aceea vă explic. De fapt, aceasta este proba voastră surpriză și aveți acolo diferite tematici. O să trebuiască să imitați ori doi organizatori și o situație la alegere, ori o să trebuiască să faceți o probă de improvizație cu obiectele puse acolo. Ce, cum ar discuta obiectele respective? Ați înțeles? Aveți întrebări? De exemplu, o să mă gândesc ceva să nu fie pe... da, o minge și terenul de sport. Trebuie să vă gândiți cum ar fi discuția. A, nu știu ce, dar vrei să te joci cu mine sau chestii de genul? Aveți 5 minute să vă gândiți. Dacă aveți întrebări, să spuneți. Fiecare cu perechea lui, organizatorii nu-i ajută. Nania nu? Nu-i ajutați, vă rog. Thank you.
Ați terminat sau mai aveți nevoie de timp? Așteptăm prima pereche. Eu, portocala, sunt un fruct mult mai bun decât tine, mărul. Da, dar măcar sunt mult mai ușor de mâncat. Tu ar trebui să fii desfăcut înainte. Da, da, tu ai viermi în tine. Da, măcar sunt mai dulce. Perechea numărul 2. Tu nu mai cânta atâta și treci la treabă, e că nu-i gata de corul. Unde e Aline? Unde e Aline? Că mă enervez de toate. Mi-aduc aminte când eram și eu un popo cândva și mie... Mă, nu mai speria, ai copiii ăștia, boboce ăștia, vei, că le-am luat și telefoanele. Eu nu le iau telefoanele, că nu-s comunist ca ceilalți. Atât de dor să fiu și eu un boboc. Hai la treabă, hai la treabă, hai la treabă. Unii, ala, unii. Eu am imitat-o pe Giulia. Am încercat să imit pe Giulia. Și el pe... Eu l-am adresat pe el. L-am adresat, cum se zice? Imitat. Perechea numărul 3. Oh, ce fac, fratelo? Vă omor pe toți! Trebuie să iasă foarte bine! Cum da, adică? Dar stai, ălea, că fac și noi o șustă la cofetărie, hau-hau, miau-miau, păr-păr. Bă, tu nu vezi câți oameni ies? Cât? Trebuie să dată și ajută pe bocii. Lasă, trebuie să fim și noi puțin relaxați, să se relaxat, distreze. Păi, uite ăla că câți oameni! N-ai făcut nimic, hai odată! Dar ce vrei să fac? Te omor, hai odată! Nu, nu. Am imitat, l-am imitat pe căsuță. Eu l-am imitat pe Edi Toader. Perechea numărul 4. Mai copii mai, luați și repetați, că-s momentele voastre. Lasă-i, frate, în pace, nu vezi că-s copii. Dar nu vezi, uite-te la ei, că au balul în două zile și nu le iese nimic. Și dacă-i balul vine, lasă-i să se distreze. Eu scot afară, mă. Ce e asta? Afară. Nu trăim în comunism aici. Dă-li telefoanele, dă-li toate. Ce faci? Măi copii, luați telefoanele, distrați-vă, luați o pauză, nu mai fi așa de strict cu ea. Tu nu vezi, uite-te la ei, mă, îi dau cum? Afară. Cum să-i dai afară? Nu vezi să se distrează și ei tineri? Le iei telefoanele, acasă nu le ia nimeni telefoanele, ce au bani în două zile. Și ce? Și nu le iese nimica. Ba da, le iese. Eu am stat aici și m-am uitat la fiecare, separat. Cum nu le iese? Picăsuță! Pe Teofana! Nu mă lăsa să cad, copacule, te rog! Nu te voi lăsa niciodată să cazi. Nici dacă va fi iarnă, nici toamnă, niciodată nu te voi lăsa să pleci. Of, sper așa să fie. Am fost frunza și el copacul. Hai odată că am găsit fântâna. Unde ești? Sunt aici, dar n-avem găleată. Ce facem? Cum? N-ai adus găleata? Păi nu, că am lăsat-o acasă. Cum să o lași acasă? Ne așteaptă boboci ăștia. Trebuie să stăm cu ei. Să avem grijă de ei, știi tu. A, păi na, du-te și adu găleata. Bobocii să aștepte. Tu să aduci găleata. Da, să o aduci tu. Mă duc acum. Păi, pe Atanasoae și pe Rareș Munteanu.
Bâz, 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 bâz. Dar ce vrei de la mine? Ce vreau de la tine? Am nevoie de polenul tău pentru a hrăni întreaga familie. Dar și am nevoie de polenul meu ca nu, să fac mai nu, multe nu, flori. Nu, tu n-ai nevoie. Doar cum adică nevoie? N-am nevoie? Nu. Cum adică? Eu cred că tu nu ai sute de mii de copii pe care trebuie să-i hrănești acasă. Nu, tu stai toată ziua în iarbă și te uiți la soare. Păi, fac oxigen. E sigur? Da. Mie mi se pare că mai mult îl iei. Păi, totuși nu o să te las, e polenul meu. Nu cred că ai de ales. Aaa! Mulțumim tuturor, ați fost geniali. Acum, în spate. Mai aveți treabă. Mai repede. Toții ne dorim să retrăim emoțiile pe care le-am avut ca și boboci. Iar Robert Vrabie are această ocazie. Ne va cânta din nou cu un moment de stand-up. Primiți-l cu aplauze! Bă, eu de obicei mă îmbrac în negru, dar n-am mai făcut-o și de data asta, că știu că sunteți deja morți după mine. Știu că munca nu amără pe nimeni, dar de ce să risc? Se știe că un pahar de vin scurtează viața omului cu 2 ore. O țigară scurtează viața omului cu 3 ore. Recordul absolut îl deține o zi de muncă care scurtează viața omului cu 8 ore. Principiile mele, odihnește-te ziua ca să poți dormi bine noaptea. Dacă îți vine chef de muncă, așează-te până strece. Munca înseamnă sănătate, așa că lasă-o celor bolnavi. Make love, not war, adică să facem dragoste și nu război. Cine le vrea pe amândouă să se căsătorească. Niciun bărbat nu e cu adevărat bărbat până nu se însoară. Abia după aia e terminat. Căsătoria e principala cauza divorțului. Se știe. Ați observat că femeile căsătorite sunt mai grase decât cele necăsătorite? Așa e. Mă uit în sală, așa e. Explicația e simplă. Femeia necăsătorită vine acasă, vede ce în frigider se aruncă în pat. Femeia căsătorită ajunge acasă, vede ce în pat se aruncă în frigider. Bunica mea a fost o femeie dură, 3 bărbați îngropați și 2 încă mai moțăiau. Mă întâlnesc cu un prieten. Zic, ce mai e nou? Zice, nevastă mea mă înșală. Nu, zic, ce mai e nou? Nevastă mea aleargă de 2 ore în parc cu un individ. Crezi că îi se poate întâmpla ceva? Cât aleargă, nu. Mă întâlnesc cu el ieri. Ce ai în mână? O sticlă de vin, am luat-o pentru nevastă mea. Zic, ai făcut un schimb bun. Eu și nevastă mea am trăit fericiți 20 de ani. Apoi ne-am întâlnit unul pe altul. E o femeie groaznică, o urâtă, foarte urâtă. Într-o zi îmi spune, dă-mi și mie 200 de euro să merg la un centru de înfrumusețare. Zic, ia 800. Dă-mi să-mi iau și un sutien. Dar ce să pui în el? Dar tu de ce porți pantaloni? O idioată. Într-o noapte mă scoală. Auzi, scârție un șoricel. Și ce, vrei să mă duc să lung? Acum 2 săptămâni niște hoți mi-au furat mașina din garaj. Zic, ai văzut măcar cum arătau? Zice, nu, dar am notat numărul mașinii. O idioată. E și cea mai proastă bucătăreasă. Noi spunem rugăciunea după ce mâncăm. A început să și surzească. O întreb de la 3 metri. Auzi? Nimic. O întreb de la 2 metri. Auzi? Nimic. O întreb de la 1 metru. Auzi? Zice, e a 3-a oară când spun da. Acum e la cură, de slăbit.
Spune că slăbește în fiecare săptămână câte 2 kg. Ei bine, dacă nu mă minte, scap de ea în 6 luni. Aia e. Viața e un venit și un dus. Noi românii stăm mai prost cu venitul. La noi, impozitul pe venit s-a eliminat în 2 faze. În prima fază s-a eliminat venitul. Ce s-a ales din lumea asta, domnule, e înspăimântător. Stăteam acum 2 zile în biserică și o femeie de lângă mine își scoate pachetul cu țigări și începe să fumeze. Mi-a căzut berea din mână. Se zice că în anul 2023 toată lumea va muri. Cine vrea să trăiască, să vină la noi în România. Pentru că noi suntem rămași în urmă cu 50 de ani. Aia e. Trecut de rahat am avut, prezent de rahat avem, bine măcar că n-avem niciun viitor. Vrem să mulțumim cenaclului literar Nicolae Labiș și să îndemnăm să se înscrie cei mai buni pentru poezie. În al doilea rând, fiecare amintire păstrează în ea o imagine, o emoție sau o stare. Clipele de care am avut parte în această lună au rămas în loc doar pentru că au o semnificație deosebită pentru sufletul nostru. Am adunat câteva dintre experiențele de care am avut parte în timpul balului și le-am pus într-un videoclip. Vizionare plăcută! Asta, nu știu! Nu știu! Nu știu! Nu știu! Nu știu!
Doamna, aveți chiloți? Invităm bobocei și organizatorii pe scenă. Dragi bobocei, înainte de a începe premiera voastră, dorim să mulțumim comisiei de jurizare, formată din domnul profesor coordonator Iacob Marius! Doamna profesoară Pavel Daniela! Doamna profesoară Danila Irina! Doamna profesoară Lungu Laura! Și foști absolvenți ai Colegiului Național Nicu Gane, Apostol Delia, Catrinar Alexandra și Cibotaru Bianca. Și nu cel din urmă, președintele Consiliului Elevilor, dar și unul dintre organizatori, Narcisa Afsinia! Onorată audiență, fiecare final aduce câștiguri, balul reprezentând unul dintre momentele în care noi, viitorii absolvenți din clasa a 12-a, ne pregătim să ne luăm un rămas bun pentru a face loc noilor generații. Vă mărturisim că bobocii au fost muncitori, organizatorii implicați, reușind altfel să organizeze această seară unică. Dorim să mulțumim enorm celor care ne-au îndrumat pas cu pas și ne-au fost alături. Domn profesor Iacob Marius și doamna Oniciuc Liliana! Iar acum, premiile! Începem cu Miss Carisma. Oh. Măranduca Serena! Și mai avem încă un premiu la Miss Carisma. Oh! Văleanu Izabela! Mister Originalitate! Oh! Țibulcă David! Încă un premiu pentru Mister Originalitate, Merla Octavian! Și premiul de Miss Expresivitate se acordă... Oh! Brădățanu Amalia! Mister Expresivitate se acordă bobocului... Premiul de Miss Eleganță se acordă... Oh. Brăneanu Simina! Mister Eleganță se acordă bobocului... Simos Ianis! Thank you.
Și cel mai popular boboc? Bobocică. Mercaș Francesca. Iar cel mai popular bobocel este... Petrov Iustin! Și premiul de Miss Talent se acordă... Lupu Iasmina! Iar Mr. Talent se acordă lui Gân Jurares! Diploma, diploma! Premiul de Miss Spontaneitate se acordă Rusu Ana! Mister Spontaneitate este Irimia Ionuț! Iustin! 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 Iar acum, momentul mult așteptat și vreau multă gălăgie din partea voastră. Locul 3, Miss... Rusuana! Premiul constă în... cadou Skinomet plus un tricou. Felicitări. Locul 3 la bobocei se revine Irimia Iustin. Ok, și locul 2 la bobocele se acordă Mărânducă Selena! Premiul constă în Katowski la Skinomed plus la Golden. De tartraj și... Locul 2, Mister... Merla Octavian! Mister a primit voucher Skinomed și 10 tunsori din partea lui Andrei Grigoraș. Iar acum, așteptați să vă zic cine este? Da! Hai, Trish! Haideți să facem, da? Și Miss Boboc 2022 este... O fată care se numește Băleanu Izabela! Iar acum, Mr. Boboc este Cibulcă ta!
au câștigat școala de șofer gratis din partea școlii Autoxor, Skinomed, un joc și un tricou. Vă mulțumim florăriei Julie pentru florile minunate cu care am reușit să realizăm decorul.